Propunerea este în favoarea unui craiovean devotat istoriei și mai ales imaginii Craiovei în secolele 19-20. Este vorba de Mihai Murărețu, unul dintre cei care a avut îndrăzneala să transforme rețeaua de socializare într-o pagină cu numele Oltenia Mea, într-o mai degrabă oglindă a istoriei Craiovei prin imagini. Mihai Murărețu este operator imagine, însă pasiunea pentru istorie l-a însoțit încă din copilărie. Acum 2 ani, cele două s-au contopit într-un proiect devenit în scurt timp unul de succes. Oltenia Mea. Oltenia Mea este în primul rând un proiect de suflet. Am gândit acest site ca o platformă de diseminare a informațiilor legate de trecutul Craiovei. M-am gândit în primul rând la fotografie, fotografii vechi. În scurt timp mi-am dat seama că lucrul acesta nu pot să-l fac de unul singur. Munca de documentare este extrem de elaborată și este nevoie de mai multe persoane. Pascutin era care a făcut construcția, da. Da, din comunitatea italiană. Da. Trebuie să facem un articol și despre italieni. Da. Dacă tot am făcut despre evrei, să luăm așa de comunitățile astea. Care au avut fiecare contribuție în ridicarea orașului ăsta. Istoricii pun accentul pe lucrurile mai importante din istoria acestui oraș, se pune mai puțin accentul pe istoria cotidiană și noi sperăm să atragem atenția și să facem cunoscute anumite lucruri de istorie locală, în primul rând. Sunt articole pe care le scriem în luni de zile, putem spune, și nu neapărat scrisul, ne ia mult timp, ci documentarea. Sunt articole care durează chiar mai bine de un an de zile de când ne documentăm la ele. Strângem foarte multe documente, le analizăm și extragem ce este esențial pentru a expune mai departe. Eu m-am întors după 33 de ani în orașul ăsta numai de dragul copilăriei. Deci vă închipuiți, am stat în București 33 de ani, adolescența, tinerețea, maturitatea. Am lăsat o sumă de prieteni, am lăsat atâtea amintiri. Am lăsat atâtea întâmplări, atâtea situații, atâtea iubiri trecute. Numai de dragul copilăriei. Aici eu merg pe stradă și în drum spre casă mă gândesc că mă așteaptă bunica cu cartofi prăjiți. Fiecare postare atrage zeci de mii de vizualizări. Până aici este însă o muncă de documentare de săptămâni, chiar luni de zile. Modul de elaborare al unei postări este puțin ciudat. Noi am pornit de la fotografii și am încercat să documentăm fotografiile, să descoperim în primul rând locațiile, unde au fost făcute. Am încercat după aceea să aducem date noi din arhive. Când piesele se așează fiecare la locul ei, apare satisfacția și foarte repede o nouă provocare. Descoperirea fotografiilor primului zbor documentat care a avut loc în Craiova la 6 iunie 1910. Aveam un set de fotografii din parc cu un domn și niște domnișoare. Am reușit să identificăm cine era în acele fotografii, deși pe spate nu aveau absolut nimic scris. A fost ca un uriaș puzzle la care am lucrat luni de zile. Două dintre acele fotografii apăreau făcute pe hipodromul din Parcul Romanescu și am avut surpriza să constatăm că pe cer era un aeroplan. Am documentat luni de zile, am documentat acel zbor. Concluzia a fost că era primul zbor al unui aeroplan deasupra Craiovei. Am aflat, tot căutând în arhive, am aflat cine a pilotat acel aeroplan, că era vorba de Georges Osmond, un mare temerar, un pionier al aviaticii la început de secolul 20. Am reușit să identificăm persoanele din fotografie și ce este cel mai important, ne-am dat seama cine a făcut fotografia. Sunteți ca niște detectivi. Exact, exact. Setul de fotografii cuprindea inițial în jur de 5. În unele apăreau și 7 persoane și am constatat că la fotografia de la primul zbor lipsea una singură. Deci persoana care lipsea era cea care fotografia, de fapt. Și e vorba de Mimi Geblescu,
o domnișoară de 13-14 ani atunci și lucru rar în vremea respectivă avea aparat de fotografiat. Acești oameni frumoși vor continua să reclădească istoria pierdută a Craiovei. Un prim volum cu imagini și texte inedite, o istorie completă a parcului Nicolae Romanescu, este următoarea miză a echipei Oltenia Mea.